cel mai emoționată dintre vorbitori astăzi. Și le mulțumesc din nou tuturor celor care au fost astăzi aici. Subliniez încă o dată că o să mai fie o lansare de librărie la Humanitas Cismigiu, unde vor fi probabil toți autorii, dacă nu cumva sunt peste votare sau nu pot ajunge la București, și vom discuta acolo mai mult despre cum arată literatura română contemporană în acest moment. Vă invit să mergeți să vedeți și celelalte noutăți din colecție, care a ajuns la 10 titluri, cred că am mai spus asta odată. Aceasta este a 10-a carte. Mai există un volum de debut foarte bun, spre care vă îndrept, al lui Iulian Popa, Guadalajara, romanul lui Radu Vancu, Transparența, pe care îl vom lansa aici cam peste o oră jumătate, cred. Și acestea sunt noutățile. Și, bineînțeles, mergeți și citiți aceste texte, toate merită. Vom vedea ce se va întâmpla după apariția acestei antologii. Eu sper că ea va avea o apariție anuală, că va fi peste parte dintr-o serie și că numerele de acum încolo vor fi unele tematice. Asta e lucrul la care m-am gândit eu pentru viitor. Mulțumesc mult încă o dată celor care au fost astăzi alături de noi. Și vă invit, evident, să luați autografe de la autori.